Iarna se apropie de final și odată cu ea ar trebui să se termine și perioada specifică gripei sezoniere. Gripa din acest an nu a fost atât de virulentă precum în anii trecuți, totuși în acest sezon a fost marcat de un eveniment cu totul și cu totul special, anume apariția unei noi tulpini de coronavirus în China. Epidemia provocată de noul coronavirus, izbucnită în China la finalul anului trecut, este un subiect de interes pentru întreaga lume, mai ales că a fost prezentată la un moment dat ca o potențială pandemie. Pentru a clarifica termenii, pandemia este o epidemie ce se întinde pe un teritoriu foarte mare, chiar la nivel global. Ultima pandemie, comparabilă cu ceea ce se anunța acum în cazul noului coronavirus, este gripa spaniolă de acum 100 de ani. Extinsă la nivel global, aceasta a ucis între 10 și 20% dintre indivizii infectați, ducând la o reducere a populației cu 3-5% la nivel mondial la acele vremuri. A fost una dintre cele mai devastatoare epidemii din toate timpurile, însă ce a frapat la ea, pe lângă rata mortalității, a fost gradul de penetrabilitate. Cazuri de gripă spaniolă au fost înregistrate atunci până și în cele mai îndepărtate insule din Pacific și în comunități arctice izolate, și asta înainte de apariția transportului aerian comercial. De aceea sunt voci care susțin că în zilele noastre o pandemie ar avea un efect copleșitor la nivel global. Totuși, numărul de cazuri în afara Chinei este destul de redus, iar mortalitatea este de 2-3% și nu este ieșită din comun. Deci, la prima vedere, nu ar trebui să intrăm în panică. Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că noul coronavirus este un agent patogen redutabil și ar trebui tratat cu respectul care îi se cuvine. Deși la noi în țară pericolul coronavirus pare unul îndepărtat, din ce în ce mai multe paciente gravide întreabă despre el și mai concret despre metode de prevenție. Ceea ce trebuie să știți este că acest virus este abia apărut și nu a fost timp să fie studiat în totalitate. Totuși, vă vom expune ceea ce știm până acum. Acest virus provine din familia coronavirus, care include alte virusuri cum ar fi MERS, SARS, precum și alte variante mai puțin virulente care produc o banală răceală. În acest moment, consensul în lumea medicală este că noul coronavirus este mai transmisibil decât SARS, însă mortalitatea este mai scăzută. Și iar dovezile de până acum indică faptul că transmiterea de la om la om pare să fie mai mare decât la SARS și până acum s-a dovedit că transmisia se face în mare parte prin picături de secreție respiratorie. Cu alte cuvinte, acest virus este vehiculat de picături emise prin strănuți sau prin tuse de la o persoană infectată pe distanțe scurte. Dacă aceste picături vin în contact cu ochii, nasul sau gura unei alte persoane, direct sau indirect, prin vehicularea cu mâna, acea persoană va deveni infectată. Pentru a clarifica lucrurile până acest moment, se pare totuși că acest virus nu se transmite prin aer. Există alte virusuri care se transmit prin aer, cum ar fi varicela, însă nu este cazul noului coronavirus. Acest nou coronavirus se transmite prin contactul la nivelul suprafețelor. Și aici se impune o explicație. De exemplu, atunci când o persoană tușește sau strănută, picăturile de secreție cad pe anumite suprafețe, cum ar fi, spre exemplu, butoanele unui lift sau o masă sau un scaun, iar acest virus ar putea să rămână acolo viu până la câteva zile. Când altcineva atinge aceste suprafețe și ia acest virus pe mână, dacă își va atinge cu acea mână ochii sau nasul sau gura, înainte să se spele pe mâini, atunci va fi infectat. De aceea, ar trebui să punem accent pe igiena mâinilor, în primul rând. Virusul este distrus de majoritatea dezinfectanților dintre cei mai comuni, precum alcoolul medicinal, încă este de ajuns chiar o spălare cu apă și săpun. Pentru coronavirus în general, pacienții devin contagioși atunci când au simptome, atunci când deja tușesc sau strănută. Contagiozitatea unei persoane la care virusul se află în perioada de incubație este una foarte scăzută. Astfel, consensul în lumea medicală este că cel mai eficient mod prin care ne putem proteja de acest nou virus este igiena personală adecvată. Ar trebui să ne spălăm pe mâini în mod regulat cu apă și săpun și să evităm să ne atingem fața cu mâinile. Sună foarte simplu, însă de fapt acesta este cel mai complicat lucru, pentru că avem tendința să ne atingem fața cu mâinile mult mai mult decât ne dăm seama.
Și ceea ce este mai interesant și mai important de spus este că măștile nu oferă niciun fel de protecție. Ba mai mult, din cauza faptului că întotdeauna avem tendința de a ne ajusta masca cu mâinile, purtând o mască nu facem altceva decât să ne creștem riscul de a ne infecta. Măștile nu ne dau decât un sentiment de falsă siguranță. Măștile sunt în schimb foarte eficiente atunci când trebuie să îi protejăm pe ceilalți din jurul nostru, atunci când suntem deja infectați și riscăm prin tuse sau strănut să dăm virusul mai departe. Acesta este singurul moment în care avem nevoie de măști. Pentru a recapitula, noul coronavirus este redutabil, însă este puțin probabil să provoace următoarea pandemie. Pentru a ne proteja de acesta, nu trebuie să purtăm măști, ci mai degrabă să practicăm o bună igienă a mâinilor și să evităm să ne atingem fața. În cazul în care începem să tușim sau să strănutăm, avem obligația morală de a purta o mască chirurgicală pentru a-l proteja pe cel din jurul nostru. Nu ar trebui să apelăm la spitalele deja supraaglomerate decât dacă aceste simptome se însoțesc și de o reală dificultate de a respira.